Dacă la Slobozie și Răuț am văzut podul lui Potiomkin, în Gordinești avem alt pod. Ruinat, distrus. Ce ne puteți spune, Petrovici, despre acest pod? Știți, mai bine am venit în satul Gordinești. Aici mi s-au jăluit, fiind m-a întrebat domnul Petrovici, m-a dat lucrez la Curaj TV. Da, eu lucrez acolo. Facem toate și că unii ne ajuns, unii trebuie de făcut dreptate, unii trebuie de făcut aceea. Și dacă da la noi în Gordinești, acolo mă dat dacă puteți să vii să ne filmezi podul nostru, trecătoarea noastră care avem aici, fiindcă aici, nu departe, primarul are un magazin care trebuie să aducă aici și ne uităm. De ciment ce v-am observat? Au ciment, au scânduri, au toate cele, văd că mașini fac blocuri pentru construcții. Dar aici e un pod care este o trecătoare, ca să fie oamenii să poată ca să treacă liber, să nu aibă mașinile mărte. E centru aici, acum vedeți, este strasa centrală, dar un pod n-are cine repara aici. Și pentru asta noi am venit ca să vedem la fața locului și despre ca ce am văzut, ce am găsit aici, podul acesta și n-are cine să-l repareze. E poate periculos pentru lume să treacă chiar pe șosea. Da, este foarte periculos, că aici merg mașini, merg firicași, aici nu văd niciun fel de semn ca să oare să opriri, să fac ceva mai încet, oare ceva, dar este tare periculos pentru trecători.